18. Fă analiza sintactică completă a frazei următoare. Primul român care a călătorit cu trenul a fost Petrache Poenaru, omul care a inventat stiloul cu rezervor. Subliniem predicatele. A călătorit, predicat verbal. A fost Petrache Poenaru, predicat nominal. A inventat, predicat verbal. Identificăm elementele de relație. Pronumele relativ care, pronumele relativ care. Delimităm propozițiile. Propoziția 1. Trebuie să tăiem aici pentru că de asta am identificat cuvintele de relație ca să știm unde să tăiem. Deci, primul român, propoziția 1, care se întrerupe aici și continuă aici. Primul român a fost Petrache Poenaru, omul. Asta e propoziția 1. Iarăși tăiem înaintea lui care. A doua propoziție, care a călătorit cu trenul. A treia propoziție, care a inventat stiloul cu rezervor. Dacă am făcut delimitarea corect, aici era problema, totul este foarte simplu. Primul român a fost Petrache Poenaru, omul, este propoziție principală, are înțeles de sine stătător, nu depinde de nimeni. A doua propoziție, care a călătorit cu trenul, este subordonată, regentul ei este substantivul român din propoziția 1, român care a călătorit cu trenul. Dacă se subordonează unui substantiv, este evident o atributivă. Deci se subordonează substantivului român din P1, arată care român. Iar propoziția 3 de asemenea este o atributivă, care a inventat stiloul cu rezervor, este o propoziție care depinde de substantivul omul. Îl completează, vine în completarea lui omul, arată care om. Omul care a inventat stiloul cu rezervor. Deci se subordonează substantivului omul tot din P1. Ca să vedem, facem și schema de relații întotdeauna ca să ni se lămurească construcția frazei. Deci propoziția 1 este propoziție principală. Propozițiile 2 și 3 se subordonează propoziției 1. Fac schema și pentru că aici e o situație foarte interesantă de care nu trebuie să ne lăsăm păcăliți. 2 așadar este atributivă, 3 este tot atributivă. 2 se subordonează lui 1, relația de subordonare se face prin joncțiune, subordonare prin joncțiune, prin pronumele relativ care, marcăm relația de subordonare printr-o săgeată și punem aici elementul de relație prin care se face joncțiunea, prin care se face coordonarea, pronumele relativ care. De asemenea, 3 se subordonează lui 1 și de asemenea, elementul de relație prin care se face această relație de subordonare este pronumele relativ care. Și acum întrebarea. Avem două propoziții de același fel, atributive, care au aceeași regentă, propoziția 1. Întrebare. Între ele avem relație de coordonare sau nu? Între 2 și 3. 5 secunde pentru răspuns. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Răspuns corect? Nu. De ce nu? Deși aparent s-ar zice că da. Pentru că da, sunt de același fel atributive. Da, se subordonează aceleiași regente. Da,
dar nu au același termen regent. Propoziția 2 se subordonează substantivului român, român care a călătorit cu trenul, iar propoziția 3 se subordonează substantivului omul, omul care a inventat stiloul cu rezervor. Deci între cele două atributive nu este nicio relație de coordonare. Sunt două atributive fără ca între ele să fie ale aceleiași regente, dar fără ca între ele să fie relație de coordonare. Ar fi fost relație de coordonare dacă aveau același termen regent.